Care e situația? Data trecută Diana a început să antrenamentul cu mult înainte de a intra în direct. Astăzi s-a întâmplat la fel? Da, cam la fel și în această dimineață. Neața, băieți, treaba cu dragostea e mai mult nativ la sală, trebuie să învățăm să facem exercițiile corect. Vedeți, Diana deja a început antrenamentul. Neața, draga mea. Rămân sus, Alex. Gata? Poți să mă ajuți, te rog? Vreau mă duc să beau puțină apă, că, că te ajut am lucrat de ceva timp. Hai, vedeți, mă, că nu e așa greu la sală. Hai să o și lăsăm jos. Aoleu. Stați două secunde, dragilor. Gata. Băi, prima greșeală pe care am făcut-o în această dimineață, pentru că vreau să vorbim astăzi despre regulile pe care trebuie să le știm când venim pentru prima oară la sală și niște exerciții de început. Este foarte important să le știm. Neața! Exact. Neața tuturor, o avem aici și pe Daniela. Daniela! Începătoarea. Și acum o să începem cu niște reguli simple, cum ar fi mai întâi să ai un echipament adecvat. Nu ca mine. Echipament adecvat, hai să vin între voi, nu ca mine cum am venit eu de mers la piață, exact. Nu așa. Apoi, pentru început ar trebui să facem neapărat încălzirea, însă nu o să facem toată încălzirea, care în mod normal ar trebui să dureze 5 minuțele, da? Puteți să vă uitați tot pe Neața cu Răzvan și Dani până acum, că am tot făcut încălzirea. Eu mă așez în spate aici, ca să mă mai departe, va trebui să ne măsurăm, da? Să vedem exact de la ce dimensiuni plecăm. O să măsurăm talia, bustul, șoldurile și trebuie neapărat să le notăm într-un tablou. Și la băieți trebuie măsurat bustul? Și la băieți, și la băieți, da? Înțeles, e clar că vrem să avem o evoluție, să slăbim, să punem masă musculară. Ne măsurăm, apoi începem antrenamentul. Eu personal fac și niște teste de rezistență să-mi dau seama de unde iau clientul. Adică este începător, poate este intermediar sau avansat. Și asta ar fi primul test. Wall sit se numește. Trebuie să țin spatele perfect lipit de perete și acum o să testăm rezistența coapselor, să vedem ce rezistență are, dacă am mai făcut până acum antrenament sau nu. Inspir pe nas, expir pe gură și la fel o să notez aceste date într-un tabelaș, ca apoi de la săptămână la săptămână să încerc să adaug 10 secunde, 20 de secunde. Mai departe o să testăm și rezistența pentru abdomen, adică din planșă, Daniela, stau aici, sprijin pe palme, o să stau în planșă, da? E important să am palma sub umăr, privirea în față, spatele drept, abdomenul încordat, piciorșele departate la nivelul umăr, la fel, inspir pe nas, expir pe gură, da? Presupunem că a stat un minuțel, ceea ce e un timp foarte bun. Hai, Daniela, să mergem și la exerciții. Diana, ați văzut că ne-am organizat mai bine de această dată, pentru că am avut reclamații pe adresa redacției, că am fost foarte agitați amândoi data trecută. Data trecută. Ei bine, astăzi, vedeți. Data trecută am făcut, de fapt, un cardio între aparate. N-a fost chiar funcțional cum voiam noi. Și primele exerciții, cele mai frecvente sală, ar fi îndreptările. Însă ce important este să execuți corect și poți să faci asta dacă te ajuți de un băț, adică o să-l sprijin aici pe spate, mă poziționez lângă o oglindă, să-mi văd corpul în permanență, cel puțin cât încă sunt începător și nu știu dacă lucrez corect, și o să cobor aici în jos, da? Când mă ridic, strâng fesierul, cobor cu spatele neutru, expir pe gură, dar mereu expir pe efort. Folosim bătul, dau seama că n-am cum să greșesc vreodată. Redeglumim, dar să știi că e foarte important execuția, să o facem asta cât mai corect, pentru că altfel ne putem accidenta. Loc, da? Și apoi, după ce am executat corect și sunt sigură că îmi simt mușchiul pe care vreau să lucrez în cazul ăsta, fesier și biceps femural, trec mai departe și adaug o greutate, da? Aici, cobor cu bara lipită de coapse. Deci cât mai lipită de coapse. Diana, vreau să te întreb, este bine să lucrăm toate grupele musculare la primul antrenament? Așa recomand, da? Puțin din fiecare exercițiu, apoi, uite, merge să zicem la următor exercițiu, adăugăm greutatea asta care este o să ajutorul. Trebuie să ne speriem dacă facem febră musculară după primul antrenament? E normal să faci, mai ales că ai avut o pauză și nu ai folosit masa musculară deloc. Ți-am adus știe ceva? A, te rog. Și mai vorbesc și despre alimentație, pentru că mulți vor rezultate rapide, merg și mănâncă oriunde fără să gândească un program alimentar corect și vor rezultate, dar nu apar. Cât de important este alimentația? Este foarte important să te alimentezi, pentru că tu practic slăbești mușchiul în timp ce îl epuizezi, în timp ce te antrenezi și uiți să-l hidratezi. Deci neapărat un shake de proteine după antrenament, puteți să vă luați cu ce aromă vreți voi, da? Cu și asta e pentru mână. În cazul în care transpiri, Alex, așa. Uite, te șterge aici. Așa. Asta. Bine. Da? În cazul în care nu te hidratezi, nu o să ai rezultatele pe care ți le-ai dorit, da? Și mai departe, mai am ceva. Pentru, tot așa, pentru fesier, Daniela, vino aici, să mă asigur că fac genuflexiune corect, o să merg aici cu gambele lipite de box, invers, du-te aici. Așa, și în felul ăsta, când duc fundulețul mult în spate, mai în spate. Deci ideea e să ating cu gambele boxul, Daniela, și să
corectez postura, mai în spate, fundulețul. Da? Versus dacă aș face eu ca și începătoare, fără box, da? Probabil mi-ar fugi genunchii în față și în felul ăsta n-aș face corect. La fel, după ce am făcut exercițiul ăsta și sunt singură că execuția este corectă, pot să adaug și o greutate, da? Bravo. E foarte important ca băieții dar să fie atenți la execuția fetelor. Lor. Nu, execuția lor, pentru că dacă te uiți la execuția fetelor, s-ar putea să te pierzi total și să se ducă antrenamentul de râpă. E important de departe să ai conexiunea minte-mușchi. Adică, dacă eu vreau să lucrez fesierul, să mă gândesc efectiv cum am ridicat aici și se încordează fesierul. Da? Nu să mă gândesc la ce mai am de făcut, că am mail-uri de dat, că trebuie să mă bucur. Deci când ești la sală, ești la sală. Pentru că este o deconectare cât se poate de sănătoasă. Mulțumim este foarte mult, Diana. Creier, așa mulțumim. Că vă aștept la sală să ne antrenăm împreună. Daniela, te-ai descurcat super. Felicitări, dragilor. Mulțumim din suflet și trebuie să reținem în felul următor. Hai echipament, în gen, încălzire, în alimentație, odihnă și odihnă. Da, o zi minunată, hai lăsare, hai la mișcare. Bă, mi se rup pantaloni. Da, și simplu pentru ele. Alexare și pantaloni ăștia, bă, bălbat. Da, 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 făcut exercițiul la țese. Vezi că de mine, da. Mulțumim. O, I, O. Da, e bine, Alex, pe... Da, na. La... Să-l văd eu cum merge la grădință de acum. La... Cum? Așa, în gri? Nu, da. Vrei să facem o predicție? Să vedem dacă avem dreptate? Hai să vedem. Alex, nu închide, nu. Nu închide, da. Nu închide că te sun eu. Zi repede. Ce meserie credeți că are Daniela? Daniela. Ce, sau ce, pentru ce se pregătește? Pentru ce se pregătește? O să fie o bună, Ramona, bibliotecară. Nu, cred că participă la vreun concurs de mis. Păi mă asta nu e o meserie să mă... Ei, nu, nu, adică să fii frumoasă e în fiecare zi. Proiecția, da. Eu zic imobiliare. Imobiliare? Vânzări imobiliare, Dubai. Studentă la SNSPA ultimul an. Așa. Hai să vedem. Alex? Alex. Asistentă. Cu ce se, cu ce se ocupă, Dan? Frumos, în ce domeniu activezi tu sau pentru ce te pregătești? Cu ce te ocupi? Momentan sunt ofițer de poliție. Băieți, jucați-o pe asta.